Bună dimineața și bun găsit la BIU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm despre pașaportul digital. Temă controversată, explicăm totul în doar câteva clipe. Alături de mine este Alin Mituța, europarlamentar Renew. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Am pus punctul pe i de la început. A fost o temă controversată pentru că, din păcate, a existat și mult fake news în jurul acestui subiect. Hai să explicăm puțin, de fapt, ce înseamnă identitatea aceasta digitală și în ce fel ajută la ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. E într-adevăr foarte mult fake news în legătură cu acest portofel digital, așa e numit wallet la nivel european. Ce înseamnă de fapt acest wallet sau portofel digital? E foarte simplu. Va fi o aplicație pe telefonul mobil pe care o putem avea, deci nu e obligatorie în primul rând, este voluntară și care ne va ajuta, de exemplu, să ne identificăm în relație cu autoritățile statului. Atunci când vrem, de exemplu, să obținem un certificat, un atestat, orice fel de document din partea fiscului, oricărei autorități a statului, putem să o facem direct de pe aplicația de pe telefon, fără să ne mai deplasăm fizic la ghișeu, să stăm la coadă, să plătim nu știu ce timbre fiscale, să mergem până în partea cealaltă a orașului. Totul va fi disponibil pe aplicația aceasta pe telefon și în plus de asta vom putea și stoca documente direct pe aplicație la valoarea juridică pe care o au și în forma fizică. Un certificat de naștere, de exemplu, ca să fie un exemplu simplu. Un certificat de naștere, carte de identitate, diploma de la facultate, orice fel de document va fi disponibil și în format electronic, dar aici e o diferență, pentru că noi și acum, cei mai mulți mai dintre noi... Mai facem câte o fotografie. Cei mai mulți dintre noi, exact, asta facem. Facem o fotografie buletinului, nu să-l avem, să avem datele stocate undeva. Ori, acea fotografie, în primul rând că este, dacă cineva ne fură telefonul, să presupunem, și are acces la datele respective, e problemat din punct de vedere al vieții private, deci nu e foarte securizat dacă facem o poză. Prin portofelul digital vom avea această carte de identitate sau orice altfel de document stocat pe acest portofel digital. Nu poate fi furat la format, nu va fi. Tocmai asta e diferența. Va fi securizat și criptat. Ceea ce înseamnă că eu, de exemplu, dacă am ales să-mi instalez acest portofel digital și am pe acest portofel digital mai multe documente și mi se fură telefonul, sun imediat, la fel cum faci un cărțile de credit, de exemplu, sun imediat la autoritate și autoritatea îmi dezinstalează absolut tot ce este pe acel portofel digital, în așa fel încât să nu poată fi în niciun fel accesat și în orice caz, oricum acest portofel digital se accesează prin modalitățile prin care deschidem telefonul, fie că e vorba de identificare cu amprentă sau cu, mă rog, identificarea facială da, sau cu PIN. Deci vor fi documente stocate în mod sigur și stocate, și mai e un aspect, pentru că e un fake news care circulă și care e complet neadevărat, și anume că aplicația asta ar fi făcută ca cineva să controleze ceea ce facem. Deci, nu, în primul rând că nu e cazul, deci nu va controla nimeni și nici nu se va putea fizic și digital vorbind, pentru că toate documentele vor fi stocate local pe telefonul nostru. Deci doar noi utilizatorii vom avea acces la documentele noastre. Cu alte cuvinte, ca să fie simplu de înțeles, dacă noi doi avem aplicația în telefon, fiecare are datele sale, eu nu pot vedea ce date are Alin Mituța și nici Alin Mituța ce date am eu. Nu se poate vedea, dar nici autoritățile statului nu pot să vadă. Și asta e mai important. Deci autoritățile statului nu vor avea acces la datele pe care noi le avem stocate pe telefon în aplicația noastră. Deci este complet securizat. Am introdus, pentru că am lucrat în mod direct la acest regulament, și am introdus cele mai înalte standarde de criptare și de siguranță care există pe piață. Deci cred că putem fi absolut siguri că datele noastre, dacă alegem să folosim acest portofel digital... E o opțiune, până la urmă, nu e nicio obligație. E absolut o opțiune. Va exista în continuare posibilitatea să mergi la ghișeu, dacă te simți mai confortabil cu a merge la ghișeu și asta la coadă, în continuare posibil lucrul ăsta, dar pentru cei care vor să aibă o viață mai ușoară și au încredere în această tehnologie, vor avea această posibilitate să acceseze toate serviciile publice ale statului direct pe telefon. Și cred că e un avans major pentru
pentru noi ca societate, pentru că vom elimina cozile la ghișee. E un lucru care ne bântuie în România de foarte mult timp, cozile interminabile, poate și tratamentul cu care suntem primiți la ghișee. Ori acum lucrurile vor fi simple, vom putea să accesăm orice fel de document direct, de la distanță, pe telefon, în liniștea de acasă. Permiteți-mi o glumă și nici nu va fi nevoie de ștampilă pe telefon, asta ca să rămânem în aceeași idee a dosarului cu șină și a ștampilei. E o chestiune însă care e ușor neclară. Acest mecanism este decis la nivel european. El este implementat în fiecare stat membru. În ce fel? Diferit? E aceeași aplicație pentru toată Uniunea? E câte o aplicație pentru fiecare țară? Se poate folosi portofelul doar în statul de unde provii sau și în celelalte țări membre ale Uniunii? O să încep cu a doua întrebare. Da, asta e esența, de fapt. Va putea fi folosit oriunde în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, dacă noi avem un portofel digital emis în România, și vrem să și călătorim sau muncim pentru 6 luni într-o țară a Uniunii Europene sau studiem într-o țară a Uniunii Europene, vom putea să încărcăm pe această aplicație inclusiv documente din acea țară. Deci va fi interoperabil acest portofel digital. Iar legat de prima întrebare, portofelul va fi... Avem un cadru comun, deci avem o rețetă, să zicem, o rețetă a felului în care trebuie să fie dezvoltat, dar dezvoltarea o face fiecare stat membru. Există și un prototip european pe care statele pot să-l preia direct, dacă aleg să-l preia direct. E dezvoltat de Comisia Europeană, deci o aplicație gata făcută pe care statele o pot prelua așa cum este și adapta eventual dacă e cazul, sau pot face de la zero cu operatori, cu companii din țara respectivă dacă vor să facă în felul acesta, dar ce e important este că în orice fel ar face, baza este aceeași, regulile sunt aceleași, portofelul digital va arăta similar în toate țările membre și, ce și mai important, va putea fi folosit oriunde în Europa și pentru români cred că e foarte important, pentru că noi avem cea mai mare diaspora din Uniunea Europeană, sunt peste 4 milioane de români care locuiesc sau studiază, s-au mutat în țările Uniunii Europene și va fi foarte ușor acum pentru ei să obțină documentele din partea statului român sau din partea statului unde locuiesc, foarte ușor, direct pe telefon, fără să mai deplaseze, să ducă dosar cu șină, cum spuneați, sau să obțină tot felul de documente și supra-documente care să se acopere unele pe altele. Simt nevoia să fac o paralelă. Avem majoritatea acele aplicații bancare. Atunci când cerem un extras de cont, de exemplu, e o cerere pe care o trimitem către bancă, ea este procesată în secunde aproape. E același sistem, trimiți o cerere către instituția, nu știu, facultatea pe care ai absolvit-o și ea automat îți încarcă diploma în aplicație, cam asta ar fi ideea? Acolo ar trebui să ajungem. Da. În unele cazuri mai e nevoie de o anumită digitalizare a serviciului în sine. În alte cazuri, serviciul va fi disponibil deja de la momentul în care va exista acest portofel digital. Dar în orice caz... Asta înseamnă digitalizarea întregii țări, real. Asta înseamnă digitalizare, asta înseamnă, da, pentru că noi în România, dar și în alte țări, avem o digitalizare cu numele mai mult, parțială. Știți cum e? Declarația online se depune la etajul 2. Asta nu e digitalizare. Dacă tot trebuie să te duci la etajul, nu știu care, al instituției, ca să depui o declarație pe care ai completat-o online. Asta nu e digitalizare. Digitalizarea înseamnă, efectiv, că tu de acasă sau de la lucru poți să accesezi documente, poți să faci cereri direct și nu mai trebuie să mergi la fizic, la autoritate. Și asta, cu cât se face mai repede sau mai încet, asta va depinde de modalitatea și de rapiditatea prin care și în România reușim să digitalizăm anumite servicii. Acum, de exemplu, de exemplu, fiscul, da? Este digitalizat, dar parțial. Mai e de lucru acolo. Avem fonduri europene care să facă exact asta. Pentru că toată această digitalizare este gândită integrat. Adică sunt bani din PNRR, pentru a digitaliza aceste servicii publice, pentru a face acel cloud guvernamental despre care tot vorbim, iar peste acestea vine portofelul digital care efectiv leagă cetățeanul
sau dă posibilitatea cetățeanului să acceseze toate aceste servicii direct de pe telefon, foarte, foarte simplu. În unele cazuri va fi simplu, așa cum spuneați, în alte cazuri vom avea, din păcate, de așteptat ani de zile. Și revin la exemplul unei diplome de BAC pe care vrei să o iei din comuna în care, sau trebuie să o iei, de fapt, din comuna în care ai absolvit liceul. Baza de date de acolo, până să fie complet digitalizată, să fie la un click distanță, cum se spune, cu siguranță va mai dura ani. Sigur, nu o să se întâmple lucrurile de pe o zi pe alta. Deși ne-am dorit. Ne-am dorit. Cel puțin o parte ne-am dorit, cei care vrem să avem acces la servicii digitalizate, pentru că nu toată lumea vrea să aibă acces la servicii digitalizate, dar, într-adevăr, nu trebuie să ne așteptăm la minuni. Adică acest portofel digital va intra în vigoare în 2026. Nu din primul an vom avea acces la toate serviciile publice. Va fi un acces etapizat. În prima parte vom avea acces la, să zicem, declarațiile fiscale, lucruri de genul ăsta și treptat, în funcție de înrolarea diverselor instituții în acest ecosistem de identitate digitală, vom avea acces treptat la toate aceste servicii. Și cum ziceam, sunt obligații pe care le avem de digitalizarea serviciilor, obligații pe care le avem din PNRR, pentru că ca să accesăm acei bani, noi trebuie să facem ceea ce am promis, adică să digitalizăm și primăriile, și autoritatea fiscală, și universitățile, și așa mai departe. Dar suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc foarte mult, Alin Mituța, pentru aceste explicații. Continuăm discuția pe acest subiect.